Puteți să vă uitați în nota de fundare de la IMM Agroinvest și o să vedeți că 1 miliard de lei din capitolul bugetar alocat pentru susținerea schemelor de ajutor de stat fac fundamentul financiar al acordării, al susținerii comisioanelor de administrare de risc și dobânzii pe 8 luni de zile din IMM Invest. Deci, avem 1 miliard în acest capitol bugetar pentru a trimite fermierii la bănci să se împrumute, dar n-am fost în stare să rupem 400 de milioane de lei la buget cât am propus eu în amendament, de fapt cât a propus Partidul Social Democrat în amendament, ca să putem să le dăm despăgubirile promise acestor oameni. Apropo de această ordonanță 16 și înființarea Agro-IMM Invest, este domnul Nicu Vasile la dumneavoastră în emisiune și eu primesc foarte multe materiale de la dânsii și recunosc așa cu un pic rușinat că le citesc pe toate. Că am văzut că uneori noi cei din partidele de opoziție suntem îndemnați să mai punem mâna pe carte. În general nu pun mâna pe documentele, deschid, le citesc și le studiez. Agro-IMM Invest a fost făcut pe repede înainte, ca o bulă de săpun, să ia fața solicitărilor foarte bine întemeiate ale fermierilor pentru plata despăgubirilor. Și nu au fost consultați fermierii și reprezentanții fermierilor. Dovadă că astăzi domnul Nicu Vasile mi-a trimis un material în care spune, domnule, din Agro-IMM Invest ăsta, sunt excluse cooperativele agricole și societățile agricole înființate pe legea societăților agricole. Adică faci un program destinat fermierilor și agricultorilor și exclus tocmai cooperativele agricole și societățile agricole pe bune. Și acum trebuie în Parlament, când vine legea, ordonanța cu proiect de lege de aprobare, să modificăm aceste condiții în textul ordonanței. Dar până legea va intra în vigoare, legea de aprobare a ordonanței, putem să pierdem tot anul 2021, că se termină sesiunea parlamentară în iunie, trecem în sesiunea parlamentară de toamnă, vine legea, trece prin comisii, se vor trezi unii și alții cum să o modifice și ordonanța și-a produs efectele, iar societățile agricole și cooperativele agricole nu vor putea beneficia de suport.